Un fost polițist de frontieră din Mehedinți a urcat rupt de beata seară la volan și a lovit două autoturisme de lux parcate pe o stradă din centrul orașului. După ce l-a avariat grav, fostul om al legii, care ieșise la pensie acum o lună, a sărit să-l bată pe proprietarul uneia dintre mașinile distruse. Jandarmii au fost solicitați la fața locului și au reușit să-l calmeze pe individ, care avea o alcoolemie de 1,06 mg alcool pur în aerul expirat. Accidentul s-a produs pe strada Unirii, aproape de centrul orașului. După ce a băut crunt, fostul polițist a urcat la volan, dar nu a mai reușit să țină strada și s-a oprit cu autoturismul într-o mașină parcată. După ce a lovit-o pe aceasta, a încercat să fugă. Numai că, având direcția distrusă în urma impactului, autoturismul s-a oprit și în cea de-a doua mașină de lux și a lovit-o și pe aceasta. Martorii au auzit impactul și au ieșit în stradă, iar în momentul în care unul dintre proprietarii mașinilor avariate i-a cerut socoteală, individul a sărit la bătaie. Auzi băguturi și parcă n-auzi băguturi pe limba, atât, în restul atât. Și când ai venit în coace? Când am venit în mașina asta, băguturi asta, atât. Restul, oamenii care sunt pieți, dacă știi, bă, dacă ai mașină, ești beat, lasă mașină în parcare. N-ai ce să-i faci. Șoferul era băut? A băut, am auzit că era băut. Și mașina mea, mașina asta lui unul din la mine la țară, la de vesel. Le-a făcut praf amândouă. Praf amândouă. Bărbatul a fost greu liniștit și de jandarmii chemat să-l calmeze. Până la urmă, aceștia au reușit să-l urce în mașina poliției și l-au dus la spital, unde a dat probe de sânge. A suflat și în etilotest, iar concentrația alcoolică era de 1,06 mg per litru în aerul expirat. Întrucât bărbatul de 51 de ani a manifestat un comportament recalcitrant, la locul evenimentului a fost solicitat și un echipaj de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Mehedinți. Conducătorul auto a fost testat cu aparat alcool test, care a indicat o valoare de 1,06 mg per litru alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la o unitate medicală pentru recoltarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Bărbatul s-a ales și cu câteva traumatisme și a rămas la unitatea medicală pentru îngrijiri suplimentare. El are și dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului și distrugere.